29 de ani din cârța riscă să ajungă după gratii pentru dară de mită. Bărbatul a fost prins de polițiști la volan fără permis. În încercarea de a scăpa de rigorile legii, individul a încercat să mituiască polițistul care l-a tras pe dreapta, astfel încât acesta să nu îi facă dosar penal. I-a oferit omului legii suma de 1000 de euro în schimbul libertății sale. Cinstit, polițistul a refuzat banii, a anunțat autoritățile specializate pe combaterea fenomenului de șpagă și și-a continuat munca. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de vineri a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză până în acest moment, procesual rezultă că la data de 10 august 2023, Bărbatul de 29 de ani a remis suma de 1000 de euro cu titlul de mită unui agent de poliție din cadrul postului de poliție Marpod, pentru a-l determina pe acesta să nu își îndeplinească corespunzător în datoririle de serviciu și să conducă cercetările în dosarul penal în care inculpatul era cercetat pentru infracțiunea de conducere a unui autovehicul fără permis, într-o manieră în care să nu-i fie antetată răspunderea penală pentru săvârșirea acestei infracțiuni. În cursul zilei de vineri, procurorul a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă a inculpatului pe o durată de 30 de zile, au precizat oficialii parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Ghinionștii care au ratat bacalaureatul de vară își încearcă din nou norocul în sesiunea din această lună. Reprezentanții ISJ Sibiu spun că peste 600 de candidați s-au arătat deja interesați să susțină examenul. Acolo unde a fost cazul, candidații au susținut deja în cursul săptămânii probele orale ale examenului. Greul însă de-abia acum urmează. Începând de săptămâna viitoare, candidații vor susține probele scrise. Prima probă scrisă este programată pentru ziua de miercuri, este vorba de proba scrisă pentru limba română. O zi mai târziu, în funcție de profil și specializare, candidații vor susține proba scrisă la matematică sau istorie, iar vineri va avea loc proba scrisă la alegere în funcție de profil și specializare. Candidații au la dispoziție ca opțiuni chimia, fizica, biologia, informatica, geografia, logica, psihologia, economia, sociologia sau filosofia. Acolo unde este cazul, în 21 august, se va susține proba scrisă de limba maternă. Examenele se vor susține în trei centre constituite la nivelul Sibiului și Mediașului. Primele rezultate vor fi făcute publice în data de 25 august până la ora 12. În aceeași zi, începând cu ora 12 și până la ora 18, cei care se vor simți nedreptățiți de notele primite vor putea depune contestații. Rezultatele finale, de după rezolvarea contestațiilor, vor fi făcute publice în data de 29 august. Un grav accident rutier s-a produs joi seară pe DN14 în localitatea Ruș. În timp ce se deplasa spre Sibiu, un șofer în vârstă de 68 de ani din Cisnădie a pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens, a ajuns în afara părții carosabile și a accidentat grav o localnică în vârstă de 59 de ani. În urma impactului, femeia a fost grav rănită și a intrat în stop cardiorespirator. Echipajul de salvare a ajuns la fața locului, a început manevrele de resuscitare a victimei. Din fericire, medicii au reușit să-i repornească inima femeii. Aceasta a fost transportată de urgență la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Sibiu. Femeia este în stare critică, are lovituri severe la cap, leziuni de bazin și torace, dar și mai multe fracturi. O rafală de vânt a pus la pământ un copac de mari dimensiuni în cursul serii de joi, pe drumul ce leagă Sibiul de rășinari. Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate de la momentul la care acesta s-a prăbușit și până când pompierii au reușit să îndepărteze de pe carosabil copacul căzut. Totul s-a petrecut pe calea Dumbrăvii, în zona muzeului, în aer liber din Dumbrava Sibiului. Pompierii spun că apelul s-a dat undeva în jurul orei 21 și 30 de minute și imediat la fața locului a ajuns o auto specială cu un echipaj de intervenție. Copacul a fost pus de tot la pământ, tăiat în bucăți, luat de pe carosabil, iar ulterior traficul s-a putut relua în condiții normale în jurul orei 22. Din fericire, nu au existat persoane rănite și nici pagube. 15 milioane de lei. Atât va costa reabilitarea sediului principal al Consiliului Județean, Sibiu. Licitația a fost deja lansată în programul de achiziții și prevede consolidarea imobilului, reabilitarea acestuia și eficientizarea energetică a clădirii. Durata contractului este prevăzută pentru o perioadă de 15 luni, iar firmele interesate se pot înscrie până în data de 29 august. Construită în urmă cu aproape 115 ani, cu sediul al băncii Austro-Ungare, clădirea în care funcționează astăzi Consiliul Județean a fost realizată pe amplasamentul fostei Academii de Drept de la Sibiu care fusese înființată în 1844. Academia a funcționat din 1870 până în 1878 într-un imobil cu un singur etaj. Printre absolvenții școlii de drept de la Sibiu se numără Simion Bărnuțiu Ilie Măcelașiu, Eduard Albert Bilț, Aron și Nicolae Densușianu. Zvonurile că guvernanții au un plan să bage mâna în banii de cultură au aruncat în aer planurile instituțiilor de la Sibiu, cei de la Teatrul Gong, de exemplu, Spun că dacă draftul de proiect care circulă la momentul de față va fi pus în aplicare, instituția se va desfința. Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii, se numără printre cei care au semnat memoriul în care li se cere aleșilor neamului să nu pune la pământ cultura românească. Zeci de teatre din toată țara au semnat un memorandum prin care încearcă să tragă un semnal de alarmă asupra faptului că prin actualele planuri ale guvernanților, cultura ar rămâne fără finanțare. Noi acum suntem 51 de angajați, cu mențiunea că teatrul are în funcționare și redacția unei reviste literare. Ceea ce ne-a scutit de o eventuală comasare, însă cu toate acestea, conform draftului care circulă public și în baza căruia se fac tot felul de scenarii, ar urma să pierdem oricum, din posturi, bea chiar să ne înjumătățim bugetul, ceea ce ar duce oricum la un colaps. Mai puțin de jumătate din bugetul actual, care oricum e unul de criză de câțiva ani, ar însemna să nu mai putem acoperi nici măcar salariile, fără a discuta de alte cheltuieli de funcționare sau proiecte culturale. Cred că e o ingerență grosolană în autonomia locală să limiteze o primărie la cheltui cel mult 7,5% din venituri pentru cultură, recreere, religie și sport, iar în cazul nostru primăria Sibiu a avut o viziune prietenoasă de dezvoltării orașului ca un loc bun pentru petrecerea timpului liber, iar finanțarea culturii a devenit deja o tradiție. Noi nu avem, de exemplu, teatre naționale, opere, filarmonici finanțate direct de la minister, iar tot efortul acesta cade asupra primăriei și, ca atare, cred că ar trebui ca această descentralizare să se facă mai înțelept și, totodată, cu un dialog mult mai deschis din partea celor de la guvern. Am încredere, totuși, că, prin dialog, vom reuși să trecem peste această perioadă de turbulențe, pentru că. Dacă ar fi să luăm pur și simplu acest proiect de draft, e clar că noi ne vom închide.